Dilanski, o doamnă foarte, foarte atașată de tradițiile României, cu care am mai avut și alte proiecte. Tot așa vom reprezenta la Düsseldorf pe cât posibil tradițiile românești, prin costum, prin meșteri populari care fac demonstrații, va fi o paradă de costum popular. Vom vorbi însă și despre costumul interpretat, ca să zic așa, va fi și o paradă de costum modern. Vom avea de asemenea spectacole de muzică populară și la Düsseldorf. Acestea sunt două mari programe dedicate, sunt dedicate centenarului. Românilor de acolo sau și străinilor? Mai ales străinilor, a spune, desigur și comunității românești, dar așa cum spuneam, am vrea să fim cât mai mult vizibil pentru străinii din Olanda și respectiv din Germania. Pentru că vorbim de un eveniment important, vorbim de centenar, iar în Germania sigur că trebuie să ne prezentăm cu lucruri extrem de importante și extrem de bine alese, ca să zic așa. Aici la București aveți, mă rog, suntem încă la începutul anului, dar credeți că vor fi mai mulți vizitatori? Vă așteptați la mai mulți vizitatori anul acesta, mai ales din străinătate? Noi, anul trecut, am fost depășiți de propriile previziuni, pentru că ne așteptam să avem 600.000 de vizitatori și am avut 800.000 de vizitatori. Așa că anul ăsta îndrăznim să credem că poate depășim cifra de 800.000, ne îndreptăm către un 900.000 de vizitatori, ceea ce pentru un muzeu din România, cred eu că este formidabil, este excelent acest rezultat. Și, așa cum bine ați spus, sunt acești vizitatori, sunt mari personalități care vizitează România și unii cer chiar ei să vină la Muzeul Satului, nu sunt aduși doar prin serviciul de protocol. Doamna Stoica, aș vrea să vă întreb, pentru că doamna Popoi a adus în discuție IA românească și am văzut că inclusiv femeile tinere din România au această plecare spre IE. E de altfel foarte bine promovată, este și o piesă vestimentară foarte frumoasă, care poate fi adaptată și vreau să ne vorbiți puțin despre IE, de pildă. Mi se pare normal ca tineretul să dorească să îmbrace, pentru că moda a jucat totdeauna un mare rol, inclusiv la sat. A fost o perioadă când nu prea se mai purta. Acum se poartă foarte mult și încearcă fiecare să reconstituie croiala veche, să facă modelele vechi, caută prin lăzile bunicilor și străbunicilor ce mai găsesc câte ceva. Se mai găsesc piese autentice sau destul de greu? Să găsesc. Depinde de zonă. Știți, sunt zone în care s-au mai păstrat, zone mai puțin. Dar ea este, de fapt, că asta vrea să subliniez, este o cămașă. O cămașă care inițial a fost până în călcâie, lungă. Partea de jos, poalele, cum se numește această parte de jos, poate fi tăiată, separată de restul cămașii propriu-zise. Ea cu altiță, cum se numește, foarte multă lume face o confuzie și închipuie că altița este un ornament. E și nu este un ornament. Altița este o parte din modul de croială al cămășii. Este o parte care se montează aici, care este mai lată decât restul mânecii și din cauza asta, pe vremuri, sub ea se încrețea și a apărut un alt ornament care se numește încreț, care în zilele noastre nu mai are o funcție, ci este strict ornamental. Sigur că pe ei sunt organe, sunt concentrate majoritatea ornamentelor. Și în primul rând pe mânecă, deci și pe altiță, unde sunt concentrate mai multe feluri de cusături, pentru că niciodată nu se coase numai cu un punct, cum se numesc cusăturile, se coase cu mai multe puncte, tocmai ca să fie o varietate și să dea umbre, lumini, pe care stai și te întrebi cum le-au știut strămoșile noastre. Da, le-au știut și uitați-vă ce
cât de mult a plăcut această piesă vestimentară de a dăinuit atâți ani. Acum, dacă inițial se lucra pe pânză țesută în casă, treptat s-a lucrat în Moldova și pe lână, o lână foarte subțire, toarsă. Pe urmă, aici în sud s-a lucrat pe bumbac amestecat cu borangic, deci cu mătase naturală. Și în final, sigur, s-a lucrat pe un bumbac care se numea bumbac creț, care dădea o suprafață ușor încrețită, dar în principal pe bumbac. Bun, acum, doamna Popoiu, revenind la istoria Muzeului Național al Satului, 82 de ani de istorie, aproape cât 100. Perioada centenarului despre care vorbim noi în această seară, vreau să ne spuneți care, din punctul noastră de vedere, care este importanța acestui muzeu în București? Pentru că aici trăiesc oamenii obișnuiți cu viața de la oraș. Da? Acolo, dacă te duci, vezi cum trăiau strămoșii noștri acum mulți ani, da? În bordeie, în case, care iarăși, și aici e discuție de făcut, că sunt diferite în funcție de zonă. Care credeți că e importanța în București? În primul rând, importanța Muzeului Satului pentru capitala României se vede în numărul de vizitatori, pentru că în momentul în care ești vizitat de atât de mulți oameni și atât de mulți străini mai ales, înseamnă că noi reprezentăm aici în București rădăcina din care și cei din București se trag, ca să zic așa. Pentru că, într-adevăr, muzeul se dezvoltă în mijlocul unei comunități urbane. Poate că pare dificil să te adresezi unor oameni cu un anumit nivel de educație și cu un anumit stil de viață. Dar trebuie să vă spun că văd și programele pentru copii, mai ales și pentru tineri, că atașamentul față de acest tip de muzeu al publicului este unul extrem de mare. În primul rând, pentru că vin la muzeu nu neapărat să se plimbe ca într-un parc, cum se mai afirmă uneori. Ei vin bunici sau părinți cu copiii ca să le arate, uite, cam așa trăiau bunicii noștri altă dată, sau vin să cunoască tradițiile, pentru că facem foarte multe ateliere pentru copii, avem tabăra de creație vara pe uliță, când strângem în fiecare vară între 1000 și 2000 de copii care vin și învață ce înseamnă tradițiile, ce înseamnă manualitatea satul românesc, ce înseamnă meșteșugurile tradiționale și nu numai asta, pentru că au și ateliere de dans, au și de ateliere de învățare, ce înseamnă un obicei dincolo de religie și semnificațiile mai profunde ale obiceiurilor. Deci este locul unde copiii învață, sau noile generații văd altfel. Pe viu. Exact. Da, și învață altfel despre popor, învață altfel despre bunici, altfel despre părinți. Și e foarte important, pentru că muzeul nu este doar un loc unde am adunat niște case și totul a încremenit în timp, ci este un loc în care totul se mișcă, totul vorbește și se învață altfel istoria în muzeul satului. Doamna Stoica, cum a evoluat satul românesc? Pentru că dacă te duci acum la Muzeul Satului Român, Muzeul Național al Satului, vezi niște construcții, da? Care au fost, bănuiesc că sunt la fel, piese originale aduse din zonele respective. Da, astăzi, cum e satul? Din punctul ăsta de vedere, muzeul este un document. Pentru că 90% din construcțiile care există astăzi în muzeu nu le mai găsești pe teren. Totul s-a transformat și s-a transformat enorm. Știți, mă gândeam adineori când vorbea Paula despre copii. Copiii văd aici și înțeleg de ce se bucură în ziua de astăzi. Dacă ei văd cum se ilumina o casă în trecut, cum dormeau, pe ce dormeau strămoșii noștri și cum dormeau. Dar cum se jucau copiii acum 100 de ani în aceste gospodării, de pildă? Se jucau și se jucau în curte, se jucau la aer, orice nu pe calculator copilă. Ca astăzi. Nu. Aveau jocuri, bine, există o serie de jocuri specifice care au dispărut astăzi, dar care se practicau în toată țara și erau foarte interesante. Știți, mă gândeam că Guste a fost un vizionar. Când a zis muzeul acesta, satul românesc, cum se numea atunci, trebuie să fie un
sat viu, în care oamenii să vadă exact cum se trăiește. Și atunci a dus o serie de țărani de zonele respective, care chiar trăiau în case. Sigur că a fost un experiment interesant, dar catastrofic pentru patrimoniu, pentru că s-a distrus o mare parte din patrimoniu din cauza că era folosit. La asta s-a mai adăugat și faptul că atunci când o mulțime de oameni au fost obligați să se refugieze din Basarabia, au fost cazați temporar în muzeu și au locuit de asemenea în aceste case. Dar ca să stai într-un bloc, să stai într-o vilă, în București, în ziua de astăzi, copil fiind învățat să stai la calculator, la tabletă, la nu știu mai ce, și să vezi aici că să lumina cu o paiță casa, sau cu lumânarea, sau cu lampa, sau pur și simplu în unele zone cu lumina de la vatră, cu de la foc, este o lecție, să știți. Este o lecție care zic eu că îi face să-și aprecieze condițiile de astăzi. Condițiile în care se trăiește astăzi. Dar la ce, unde vedeți diferențe totuși față de acum 100 de ani în satul românesc? Nu știu, bănuiesc că și materialele de construcții. Nu știu dacă se mai construiește acum din chirpici în satele românești. Nu, bine, în chirpici s-au construit numai în zonele acestea de câmpie. În general s-a construit în lemn. În lemn. Și ceva câteva sate în piatră, dar mai puține. Nu materialele de construcție. Mărimea ferestrelor, mărimea încăperilor, modul cum arată în exterior o casă, dar mai ales când intră înăuntru. Și văd, de pildă, un pat cu cobor. Asta este un pat cu perdele, care nu sunt niște perdele diafame, ci sunt din lână. E greu de înțeles că te băgai, te strecurai acolo în pat și nu te mai vedeai, nu mai puteai să te uiți în dreapta și în stânga. Când vedeai cum să ia masa aici în sot, în sudul țării. Cum se lua masa? Pe masa rotundă, din aceea cu mică, trei picioare. Cu trei picioare, mică, da. Dar să știți că și acum am mai văzut în unele state, da, se păstrează. Da. Tot în sud. Tot în sud, da. În Dobrogea era sinia, era o masă lucrată la strung, rotundă, care se așeza în pat, pentru că paturile erau din pământ, de jur pe trei laturi cel puțin ale încăperii, știți? Și atunci se așezau de jur împrejur pe pat și puneau masa pe pat și acolo se mânca. De ilumina nu vă mai spun, baie nu exista, se spălau în albie de lemn care să încălzea apă și să spăla lumea, nu stătea nespălată, dar nu aveau facilitățile pe care le au astăzi, inclusiv în sate. Doamna Popoiu, înțeleg că au fost unele voci la un moment dat care au spus că e totuși un semn de înapoiere, adică să se vadă de unde a plecat românul, de la aceste case cu condiții așa de rudimentare și așa mai departe. Mă rog, e o prostie să vrei să-ți ascunzi, chiar dacă ăsta e trecutul, accepti și înveți ceva din ele. În toată Europa s-a pornit de la și asemenea condiții. Au asemenea trecut. Dar au fost asemenea voci? La noi, da. Deci, în primul rând, au fost voci îndreptate exact către Muzeul Satului, nu către alt muzeu. Sunt voci de snobi care, de fapt, nu cunosc istoria adevărată, le e rușine de propria origine. Știu că la un moment dat o asemenea voce, o voce care pentru mine are și nume, a spus că, așa, ironic, acest Luvru al României, pentru că eram eu foarte agresivă în a vorbi despre Muzeul Satului. Și atunci, la puțină vreme, ne-a vizitat Macron și am zis, da, într-adevăr, Muzeul Satului este Luvrul României. Muzeul Satului, pentru cei cu adevărat educați, pentru cei care cunosc cu adevărat istoria, pentru oamenii de calitate, este un reper. Deci nu putem să ne ascundem originea, care este una extrem de frumoasă până la urmă. Apropo de Emmanuel Macron,
Ce a spus când a venit împreună cu soția? Emmanuel Macron, în primul rând, a fost la prima vedere îndrăgostit de Muzeul Satului, a fost un coup de foudre, așa, pentru că el a avut foarte puțin timp de rămas în muzeu, dar nu știu dacă la televizor s-a văzut, dar a fost un moment în care Macron, auzind la Casa Jurilovca cântecul de nai al unei doamne, a vrut să plece și s-a întors și a mai stat de vorbă cu ea și a promis că va reveni la Muzeul Satului. I-a plăcut foarte mult Muzeul Satului și de asemenea am primit o scrisoare. Nu public aceste scrisori pentru că multe sunt confidențiale, cum am primit și de la Prințul Charles, de asemenea o scrisoare confidențială de felicitări și de... Bine, Prințul Charles a fost atât și este atât de îndrăgostit de România, încât are o casă. Nu numai una, are mai multe case și la muzeu. Și petrece foarte mult timp în România. Chiar el a cerut să vină la muzeu, nu l-am invitat noi, iar Macron, așa cum spuneam, a fost chiar îndrăgostit de Muzeul Satului și și-a arătat această dragoste și în ce-am vorbit la plecare, dar și în modul în care punea întrebările, privea cu admirație obiectele, tot ce a făcut în muzeu, în acea oră, mai puțin de oră cât a stat, s-a văzut această admirație. Prințul Charles, Jill Biden, nu? Jill Biden, Laura Bush. Laura Bush, da. Sunt foarte mulți care au venit, mulți care au venit incognito, veneau la Palatul Elisabeta și vizitau și Muzeul Satului. Regina Paola, de asemenea, a Belgiei, a fost la noi. Foarte multe capete încoronate. Prințul Akishino și prințesa Akiko a Japoniei, pentru că nu întâmplător premierul Japoniei a venit la noi. El a venit, de fapt, știind că prințul și prințesa au fost la noi și au și plantat aleea cireșilor japonezi. Și când a venit, chiar m-a întrebat unde este aleea cireșilor japonezi. Deci, practic, a venit la noi pentru că deja cunoștea acest loc. Deci sunt foarte multe personalități, nu numai capete încoronate sau președinți de stat, dar și personalități culturale, personalități din teatru sau din film, care vizitează Muzeul Satului cu extrem de mare plăcere și cu admirație. Unde știți că atunci când cineva din străinătate vine în muzeu, nu vede niște case și niște interioare înghețate, vede ceva viu. Asta intră în viziunea pe care a avut-o inițial profesorul Gusti. Au adus, tot timpul este o mișcare în muzeu. Sunt meșteri care fac demonstrații, care arată cum se lucrează în sat. Sunt femei care cos, care țes, care... Tot timpul este, sau demonstrează obiceiuri, să arată cum sunt, cum se petrec lucrurile astea. Este extraordinar, este o instituție veche, vie și Gusti a mai vrut ceva. A vrut să fie până la zi reprezentate. Bine, Paula a reușit, anul ăsta a deschis sectorul acesta nou, unde casele nu mai sunt de secolul 17 și 18 sau început de 19 și 20, ci sunt și case ceva mai apropiate de vremea noastră, în care se observă că ce s-a petrecut în anii aceștia. Da, ce s-a schimbat. Mai apropiate în ce sens? Adică până unde ați venit cu istoria, să spunem nu așa? Foarte departe, nu foarte departe, știți de ce? Pentru că teritoriul este limitat. Asta este o problemă a Muzeului Satului, faptul că nu ne putem dezvolta foarte mult, suntem limitați de lacul Herăstrău, de parc și am mai obținut acest 3 hectare și jumătate pe care am încercat să continui cumva evoluția satului românesc. Sigur, nu trebuie să ne gândim că Muzeul Satului este chiar un sat. Este totuși un muzeu și atunci el s-a dezvoltat după o tematică. Dar totdeauna am respectat și am continuat ideile lui Dimitrie Gusti pe cât posibil. Și atunci, sigur că am înaintat până către 1950-1960, chiar mai târziu, cu ceea ce am adus în muzeu. Adică am adus și monumente care reprezintă ocupații, de exemplu, din satul românesc, cum este Cabana Silvică. Cred că
suntem singurul muzeu care avem un asemenea monument. Dar asemenea din zilele noastre, de exemplu, ați avea de unde să aduceți așa o piesă ceva? Am avea de unde să aducem, dar nu avem unde să o mai punem, pentru că nu mai avem destul teritoriu și nici nu văd deocamdată utilitatea aducerii în muzeu a unei construcții foarte noi, pentru că ele sunt în sat. Este însă important de văzut cum a evoluat satul și după 1947, pentru că în partea veche a muzeului, pe măsură ce te plimbi în acest muzeu, rămâi cu impresia că țăranul român a locuit în case de lemn acoperite cu șindrilă sau cu paie sau cu tablă și nu mai vezi decât proporțiile pe care aceste case din Transilvania sau mai departe, spuneați de construcțiile din chirpici în Dobrogea sau în sudul țării. Deci rămâi cu această impresie că a locuit într-un anume tip de casă. Dar în partea nouă, noi am căutat să arătăm că satul a evoluat între timp. Sigur, n-am mers până la chiciurile care se fac acum în arhitectură, în arhitectura satului vorbesc, dar am adus cantonul de drum, am adus cabana silvică, am creat un centru civic, am adus o școală, pentru că această școală din piatră face parte din școlile de tip Spiru Haret, de tip, deci nu școală Spiru Haret, dar vrem să desfășurăm momentul în care, sigur, vom avea bugetul să ridicăm această școală, să desfășurăm proiecte de genul Casa acum 100 de ani, că vorbim de centenar. Care a fost cea mai bună perioadă a satului românesc? Și bănuiesc că o putem repera așa și pe regiune, că nu peste tot se trăia la fel. Nu. În ce perioadă credeți că s-a trăit cel mai bine? Sau, mă rog, a fost o perioadă bună pentru țăranul român? Și în ce zonă? Bine, epoca de înflorire a artei populare e în secolul XVIII și începutul secolului XIX. Dar cel mai bine s-a trăit după ce țăranii au primit pământ, când după 1900 și în special după primul război mondial. Deci exact în perioada pe care o analizăm noi acum, că noi vorbim de perioada de după 1918. Deci a fost o perioadă ok pentru țăranul român? A fost o perioadă de mare dezvoltare, să știți, inclusiv la sat. Inclusiv la sat. Nu se mai lucra, mai ales în unele zone, nu chiar în toate, că acolo unde au fost sate sus, pe în vârful muntelui, nu se lucra decât cu tradiții, cu unelte tradiționale, dar aici în sud se începuse să lucreze, să treiera cu mașina de treierat, să semăna, nu se mai mergea cu calul și cu plugul, adică să petrecuseră deja niște transformări. Că ele au luat o mare amploare și că astăzi este complet altceva. Dar din tot Muzeul Național al Satului Doamna Popoiu, sunt niște piese acolo reprezentative, adică ceva cu care vă mândriți și duceți pe oameni acolo? Da, noi ne mândrim cu tot muzeul, dar să știți că în mod special suntem muzeul cu 4 biserici, singurul muzeu care avem 4 biserici. Biserici așa cum erau ele în satul de altă dată, nu cum se construiesc acum. În mod special vorbesc de biserica din Maramureș, de biserica Dragomireș, care este integral din lemn și care totdeauna îmi dă prilejul să vorbesc și de faptul că bisericile de lemn din Maramureș sunt în momentul de față patrimoniu mondial UNESCO. Și atunci, sigur, ne putem mândri cu această biserică sau cu biserica de la Răpciun, pe care am restaurat-o integral și am restaurat și pictura. Am găsit niște scene cu totul și cu totul deosebite în pictura acestei biserici, dar avem de asemenea instalațiile de tehnică populară cu care de asemenea suntem mândri să le arătăm chiar unor ingineri. Vreau să vă spun că a venit un inginer și m-a rugat să mă duc cu el la ștampul aurifer de la Bucium ca să-și noteze câteva lucruri despre cum funcționa acest ștamp. Deci noi ne mândrim cu tot muzeul, dar a zice că în mod special cu aceste biserici, tocmai pentru că sunt altceva decât găsim acum în satul Știu românesc. Că muzeul a trecut și prin două incendii? Da, în 1998 și 2001.
De altfel, doamna Georgeta Stoica a revenit director general al Muzeul Satului în 2001 după incendiu și m-a atras și pe mine de la Ministerul Culturii. Păi și cum a fost după acele momente? Adică au fost mari distrugi? A fost dramatic. A fost dramatic pentru că, să știți, într-un muzeu, să faci un muzeu în aer liber nu este foarte greu. E foarte greu să-l întreții pentru că trebuie să respecti regulile tradiționale de construcție, să folosești aceleași materiale, aceleași tehnici. Și când a avut loc incendiu, am avut mari probleme cu procurarea materialelor tradiționale, pentru că vreau să vă spun că sunt construcții unde un perete este făcut în două bârne, din stejar. Unde mai găsești astăzi un stejar de felul ăsta ca să-l folosești și chiar dacă îl găsești, îl găsești monument al naturii, nu se poate să-l tai. Sau toate acoperișurile acestea de paie care sunt, să foloseau alte soiuri de cereale cu firul lung care să puteau face mănunchiuri și înodate la capăt. Ori acum se recoltează în combina, paiele se sfărâmă și nu mai poți să le folosești. Deci trebuie să comanzi într-o zonă din asta mai îndepărtate un anumit soi de cereala respectivă, de obicei din secară. Și după aceea să-l convingi să le recolteze manual, să scuture boabele cu mlăciu și găsești foarte greu. Mai găsești oameni bătrâni care sunt acceptă să facă, pentru că un tânăr în general nici nu știe și nici nu dorește să facă acest lucru. Dar cum au fost aduse toate piesele acestea? Au fost aduse pe bucăți, nu știu, cu trenul, vagoane? Când în 1936, da, așa au fost aduse în vagoane, au fost aduse cu trenul, dar acum pe aceeași metodă a lui Dimitrie Gusti, pentru că trebuie să spunem că Dimitrie Gusti ne-a lăsat și muzeul, dar și o metodă de cercetare și una de transfer a monumentelor. Noi aducem din sat, descompunând monumentul bucată cu bucată, numerotându-l, laboratorul de conservare și restaurare îl ambalează într-un anume fel și îl aducem în muzeu unde îl reconstituim. Evident, de data asta nu cu trenul, ci cu mașini, îl aducem cu mașina, trenul circulă mai greu. Dar, așa cum spunea și doamna Georgeta Stoica, greutatea este în a găsi meșteri cu care să lucrezi. Și anul trecut noi am făcut chiar un fel de show din acoperirea cu paia unei anexe de la Drăguș, pentru că am avut noroc, am găsit în vârful munților Apusen un meșter bătrân care mai știa să acopere cu această tehnică și doi dintre mai tinerii ucenici ai celui care ne-a restaurat monumentul au învățat de la acest meșteri în vârstă cum să facă acoperișul de paie. Este într-adevăr o dificultate, dar noi am început la Muzeul Satului, pe lângă alcătuirea unei baze de date cu toți meșterii pe care îi mai găsim prin state, am început să atragem tineri care să încerce să învețe aceste tehnici de construcție. Și am avut și noroc, pentru că, de exemplu, la una dintre societățile cu care am lucrat, am găsit pentru ei o comandă în Italia și și-au dat seama ce bine este plătit un acoperiș din stuf în Italia. Sigur, nu ne ia la fel de mult, dar și-au dat seama că poate să fie o meserie, la un moment dat, rentabilă dacă o practici ca meserie de restaurare, ca meserie de patrimoniu. Știți, când s-a adus biserica de la Răpciuni, care spunea doamna Popoiu că a fost restaurată, ea are pictură interioară. La interstițiile dintre bârne este lipită o fășie de pânză de cânepă. E bine, pânza aceea a fost tăiată. Problema era cum să transporți atâtea bârne care au pictură interioară. Uh-huh. Fiecare bârnă a fost împachetată într-o vată specială și au fost aduse special cu mare grijă, iar cupolele au fost aduse așa cum au fost
fără să le demonteze, tocmai ca să nu mai deranjeze zonele acestea de intersecție, știți? E o știință asta. Este o știință, da. Și încă una foarte migăloasă. Doamna Stoica, doamna Popoiu, voiam să vorbim despre tradiții. Trebuie să luăm oricum și o scurtă pauză de publicitate și despre tradiții. Pentru că observ în societatea românească de astăzi o aplecare așa spre tot ce e tradițional. Tot ce e tradițional e bun, nu? Ne interesează mai ales în perioada sărbătorilor de Crăciun. Vrem, da, ceva tradițional. Și mă gândeam și la modul în care, la modul de preparare a hranei, cum se făcea acum 100 de ani, și vedem că multe din acele proceduri se mențin și astăzi, cum puneau carnea la uscat, de pildă, da? Deși acum avem frigidere, avem tot felul de metode, încă se mai păstrează obiceiul ăsta și la sat și cred că și în avem bucătărie. Nostalgia mâncărilor de altă dată, oricum. Da, 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 și cu carnea la untură și așa mai, da, departe. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, da, și apoi vorbim despre cum a evoluat și bucătăria în acești 100 de ani și de asemenea despre dragobete, despre mărțișor, da, că doar suntem în plină perioadă. Revenim imediat. Satul românesc, cum a fost veac. Și în continuare, un manager al Muzeului Național al Georgeta Stoica a fost director al doamna Popoiu, înainte de publicitate vorbeam și despre culinară, pentru că și asta despre lucruri tradiționale și despre cum a evoluat românești. Da, cum se gătea și cum se pregătea de ani, cum e astăzi și cum cu gândul la ce e tradițional. Da, păi sigur, eu nu trebuie să studierii gastronomice și nu numai proprie, dar vara și tradiționale în gastronomia tradițională românească. De la zonă la zonă și de la mâncarea diferă până la urmă. Acum toată lumea mănâncă cămcarne. În altă dată în satul românesc, dacă era o dată pe săptămână, era marea sărbătoare a tăierii porcului de Crăciun, nu? Că preparatele din și porcul nu se mânca tot de Crăciun. Existau metode de până mai spre vară, așa, primăvară, vară. La un moment dat vorbeam de carne. Asta mergea pe tip de mâncare. Dar pentru carne uscată sau peștele uscat din două, acolo există iară, există mâncare carilor etnice, pe de altă parte. Urile care sunt ca în ori perioade de post, cum suntem în postul Paștelui, nu? Sunt obligatorii pentru masa de cercetăria tradițională în satul românesc, exertați de câteva zile, un adevărat mâncăruri foarte variate și nici în mâncărurile partea asta de tinerilor. Acum stăm cu computerul, tableta și telefonul și nu prea mai ne întâlnim unii cu alții. Asta la oraș, dacă cred că la țară... A început și la țară destul de mult, adică nu o să mai vedeți țăran fără telefon mobil în ultima vreme, iar tinerii, evident, sunt... Și fără internet. Și fără internet. Deci eu am avut aceste întâlniri chiar pe câmp cu niște țărani care aveau într-o mână sapa și într-una telefonul, deci a fost deja... Sigur că e normal ca satul să se schimbe și viața socială și nu este normal să se schimbe în sensul rău însă al lucrurilor. Dar de ce s-a renunțat la obiceiul ăsta? De a ieși la horă? Când se ieșea la horă? Care erau momentele? Ora, vreau să vă spun o experiență personală cu mulți ani în urmă, cred că cu vreo 40 de ani. Am ajuns în țara Brancii. Nu era șosea,
am ajuns călare, fiindcă așa se mergea pe vremea aceea, era duminică. Și am ajuns la Năruja. Și la Năruja am crezut că am deschis o fereastră spre Evul Mediu. Când am ajuns, era o horă extraordinară. Toți erau în costum. Bătrânii încă purtau plete până aici, erau cu părul alb tunși până aici. Se juca numai după fluier, nu alte instrumente. Era extraordinar și am vrut să fotografiez și nu m-au lăsat babele să fotografiez. Am să regret toată viața pentru asta, că au zis că iau chipul și fac vrăși cu el. Ca să vedeți ce înseamnă modernizarea. Peste niște ani, peste vreo 20 de ani, am ajuns în satul acela din nou. Era șosea asfaltată, casele erau radioficate, puteai să faci 1000 de fotografii, dar dispăruse hora cu fluierul, dispăruseră bătrânii aceia, dispăruse toată imaginea aceea cu care am rămas. Eu am plecat cu tremurată când am văzut. Dar apropo de vrăji, doamna Stoica, știu că existau aceste concepții adânc înrădăcinate în satul românesc, cu vrăji, cu... Exista în fiecare sat o vrăjitoare. Și mai sunt? O vrăjitoare. O vrăjitoare, nu mai exact. Sunt, nu mai sunt. Sau dacă e vreuna că asta e care minte, nu e. Dar vreau să vă spun tot așa, dintr-o experiență, am fost împreună cu directorul de la muzeu, al muzeului etnografic al Transilvaniei, la Sălcioa, în Munții Apuseni. El era de acolo. Și zice, vrei să te duc la vrăjitoarea satului? Zic, da, vreau. Și să uit așa pe dealuri, zicea, uite-o că tocmai vine. Și eu am zis, știi, eu nu prea cred în chestiile astea. Zice, da, nu crezi? Nu, zic, nu cred. Zice, bine, să fac o demonstrație. S-apropie bătrână și zice, lele cu tare, vede, cobora un om cu coasa la... Zice, ia oprește-l mata pe ăsta de aici, să nu mai meargă. Și în secunda următoare l-am văzut pe acest om oprindu-se cu piciorul așa în sus, cum era când mergea. Și n-a mai făcut nicio mișcare, vreau să vă spun. A fost o demonstrație. Și de atunci credeți? Nu cred că, nu pot să zic că m-am apucat să cred, dar mi-a arătat că existau în sat niște lucruri inexplicabile pentru noi la vremea respectivă. Da. Aș vrea să vorbim puțin și despre tradițiile de dragobete și mărțișor. Știu că aveți evenimente la muzeul satului. Ce proiecte? Păi chiar în aceste zile desfășurăm dragobetele la Muzeul Satului. Trebuie să vă spun însă că dragobetele este un muzeu, este un obicei extrem de muzeificat. El nu mai există în sate, n-a mai existat de mult în sate, dar la un moment dat, din arhiva Muzeului Satului, noi am scos acest obicei, l-am reconstituit și acum suntem uimiți să vedem ce amploare a luat. Pentru că dragobetele, aud la televizor și peste tot, dragobetele din Hunedoara, din Transilvania, el n-a fost niciodată un obicei caracteristic Nordului, s-a desfășurat numai în Sud, iar eu când eram încă la liceu, am mai văzut dragobetele în satele din Telorman, la bunicul meu, sunt din Telorman, n-are nicio legătură cu... am văzut dragobetele cum se desfășura în acea perioadă și acum, sigur că sunt multe lucruri care n-au niciun fel de legătură cu dragobetele. Noi încercăm la Muzeul Satului să reconstituim pe cât posibil acest obicei. Dar cum era dragobetele? Unde se ținea? Păi, în primul rând, tot satul participa, toți tinerii în primul rând. Bătrânii erau așa mai spectatori și obiceiul ăsta aducea extrem de mult umor al satului și al tinerilor, pentru că exista și acea strigare peste sat, care acum am văzut că nu se mai face sau se face în altă perioadă, când erau criticate tinerele care nu erau căsătorite și li se striga în gura mare, auzea tot satul, toate defectele pentru care ele nu erau căsătorite.
Sigur că se mergea la pădure, se culegea flori, se făceau, pentru că am vorbit mai devreme de vrăji, se făceau vrăji, dar vrăji de frumusețe și vrăji de dragoste, cu florile culese sau cu ultima zăpadă, zăpada zânelor, care te mai ajuta să mai faci niște loțiuni de față, de fapt. Sunt multe elemente care s-au pierdut, evident, da. Inclusiv descântecele de dragobete nu mai sunt. Noi la Muzeul Satului reconstituim pe cât posibil, dar obiceiul a luat alurea unui spectacol în acest moment și a unui târg de mărțișoare, de flori, de toate. Doamna Stoica, despre mărțișori să vorbim puțin. Da, astăzi da. Și acum 100 de ani. Da, dragobetele, să știți că era... considera momentul în care se constituie perechile în sat. Acolo, la pădure, unul din băieți își alegea o fată, o pupa atolo și asta însemna, era semn că a ales-o pe ea și relația continua pe urmă la hor, la întâlnirile care le aveau. Pe urmă existau și alte lucruri când se adunau. Erau momentele în care se adunau să toarcă împreună, să coasă împreună, pentru că apropo de ie, să știți că ia care, cu care te îmbrăcai la Paști să lucra toată iarna în secret, ca să fie un model pe unic, care să nu-l mai aibă nimeni în sat. Și deci niciodată nu are cea, nu s-a arăta un asemenea lucru. Mărțișorul și aici a luat un aspect comercial, foarte comercial. Mărțișorul înainte era un șnur alb cu roșu care se punea și în copaci pentru ca să rodească. Dădeau și fetele băieților, nu numai băieții fetelor. Cel mult în unele familii mai stărite se punea un bănuț de argint în șnurul acela, adică tot ceea ce vedem noi aici în magazine și asta, n-are prea mare legătură cu tradiția, decât faptul în sine. Trebuia să porți șnur ca să nu te ardă soarele vara, adică exista un motiv concret pentru care îl purtai. Da, mulțumesc foarte mult, doamnelor, pentru prezența alături de mine la această emisiune foarte agreabilă despre un subiect așa plăcut. Mulțumesc și noastră pentru atenție. Sper că v-a plăcut această emisiune dedicată centenarului. Rămâneți cu B1 TV, să aveți o după-amiază plăcută în continuare. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.